Și în această dimineață noi celebrăm pe Fiul lui Dumnezeu care s-a întrupat, care s-a făcut om, care a trăit o viață fără păcat, care a murit, s-a îngropat, a înviat a treia zi, s-a înălțat la ceruri, a la dreapta Tatălui, este încununat cu putere și cu slavă, se va întoarce ca să judece vii și morții și înaintea lui se va pleca orice faptură și orice limbă va mărturisi spre slava lui Dumnezeu că Isus Hristos este Domnul. Amin. El nu se naște iar astăzi, a nu știu câta oară. El nu te așteaptă să-i pregătești paie la inimii. Da? Lăudăm, slăvim, celebrăm, ne închinăm unui Hristos care merită să fie slăvit. Da? Noi nu-L milogim. El a venit să facă ceva pentru noi, nu noi facem ceva pentru El. Să fie foarte clar despre cine este vorba și pe cine celebrăm și căruia ne închinăm. Dumnezeu în suveranitatea Lui, fiindcă noi credem și ne alipim de suveranitatea Lui Dumnezeu, a hotărât din veșnicie ca în această dimineață, predicând la rând din Cartea Evrei, să avem înaintea noastră un pasaj care vorbește despre întrupare. Noi am fi predicat despre întrupare indiferent în ce perioadă a anului ne aflăm. De fapt, noi predicăm despre Hristos în fiecare duminică, ne așteptăm Crăciunul sau nicio altă sărbătoare ca să-L înălțăm, să ne închinăm, să-L celebrăm pe Domnul Isus Hristos. De fapt, de fapt, este trist că în multe locuri, nu neapărat în comparație cu noi, dar în multe locuri se așteaptă o singură dată pe an ca să vorbească despre întruparea Domnului Isus Hristos. O singură dată pe an. Și atunci se vorbește despre întrupare. Dacă te-ai apucat, de exemplu, la ce știu eu, în mai, să vorbești despre întruparea Domnului Isus Hristos, toată lumea s-ar uita ciudat la tine. Și asta este o problemă, da? Noi trebuie să vorbim și să-L predicăm pe Hristos. Noi îl predicăm, noi îl propovăduim pe El. Tot ce înseamnă persoana Domnului Isus Hristos și lucrarea Lui răscumpărătoare. În studiul anterior am văzut din Cartea Evrei că Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos au fost două lucrări prezentate acolo în Cartea Evrei. Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos ne-a făcut parte de glorificare și de sfințire. El care vroia să ducă pe mulți fii la slavă, da? Deși datorită păcatului nostru ne-am ratat ținta, da? am ratat scopul pentru care Dumnezeu ne-a creat, adică să fim frumoși, să fim slăviți, să reprezentăm pe Dumnezeu cu cinste în Domnul Isus Hristos, suntem restaurați, redescoperim potențialul nostru de ființe umane, da? care să fie glorioase datorită Domnului Isus Hristos. Potențialul nostru este recâștigat în Domnul Isus Hristos. Ne atingem sau recapătăm ținta, scopul, destinația spre care Dumnezeu ne-a creat, doar în Domnul Isus Hristos. Da? El ne-a ne hotărât să fim glorificați, dar până la glorificare, până în ziua aceea, Scriptura ne arată că suntem într-un proces de sfințire. Și spune Apostolul în Cartea Evrei, capitolul 2, că cel ce sfințește, adică Hristos, și cei ce sunt sfințiți, adică noi, suntem dintr-unul, adică din Dumnezeu. El face această lucrare. Sfințire, în primul rând, înseamnă să fim puși deoparte pentru Dumnezeu. Asta înseamnă să fii sfințit. Mulți oameni, cum am mai zis de mai multe ori, mulți oameni se uită la pocăiți sau la evangeliști, și zic, domnule, ăștia zic că îți pocăiți. Aute că noi am văzut că au făcut un lucru, că au făcut altul, că și el cândva au vorbit așa sau s-a purtat cumva. A fi sfânt, în primul rând, nu înseamnă a fi fără un păcat. A fi sfânt înseamnă să pui un lucru deoparte pentru Dumnezeu. Vă aduceți aminte? La templu erau vase, erau preoți sfințiți, aveau păcate oamenii aceia, da? Erau haine sfințite, adică erau puse deoparte pentru slujba lui Dumnezeu. Să fii sfânt, în primul rând înseamnă să fii dedicat lui Dumnezeu, devotat lui Dumnezeu, pus deoparte pentru Dumnezeu. Și dacă ești pus deoparte pentru Dumnezeu, cu siguranță viața ta va arăta lucrul acesta. Nu poți fi pus deoparte pentru Dumnezeu și să trăiești ca diavolul, da? E foarte clar lucrul acesta. Acestea sunt două lucruri pe care le arată Apostolul în Cartea Evrei, glorificarea și sfințirea, două lucrări câștigate prin jertfa Domnului Isus Hristos, da? Suntem recuperați în felul acesta. În această dimineață ni se arată încă alte două lucrări pe care Domnul Isus Hristos le face pentru noi, prin întruparea Lui, prin lucrarea Lui ispășitoare pentru noi, și anume înfrățirea noastră și înfierea noastră. Înfrățirea, am început să ne uităm la pasajul acesta care spune de aceea Lui nu este rușine să-i numească Frați, de ce ar fi lui Dumnezeu rușine să ne numească frați? E ca și cum tu avea un frate, sau doi, sau câți ai avea, dar unul dintre frații tăi, eu mai am încă opt pe lângă mine, unul dintre ei ar face de rușine familia. Ar începe să-și bată joc de toată tradiția familiei, de toată educația care i s-a dat în familie, tot și ar fi total opus de restul. Și unul și altul ar trage de el, mă, băiete, mă, frate, dar Ți se să pare normal să te porți așa? te el faci de rușine pe tată, faci de rușine pe mama. Măcar pentru ei, că au investit atât în tine, că și-au dat viața pentru tine la propriu. Au trăit pentru tine cum au trăit și pentru noi, ca să ne fie bine, ca să ne educe, ca să... De ce ai luat în direcția asta? De ce ne faci de rușine? De ce te îmbezi? De ce curvești? De ce te droghezi? Sau cine știe ce ar face fratele ăla al tău, da? Te-ar face de rușine. Și unul dintre frați, în ciuda tot ceea ce a făcut omul acesta, spune, mie nu mi este rușine să-l numesc frate. Dar în mod normal ar trebui să-ți fie rușine să mai nu seamănă asta cu noi. Noi toți suntem într-un fel, el e total diferit de noi. Așa am fost noi toți oamenii înaintea lui Dumnezeu. Toți am fost așa. Iar Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, Fiul lui Dumnezeu, s-a coborât pe pământ, s-a făcut fratele nostru și lui nu este rușine să ne numească? Frați, procesați puțin lucrul ăsta, nu vom înțelege niciodată de plin, dar procesați puțin lucrul acesta pentru veșnicie, Vom fi frați cu Dumnezeu într-un sens, cu Fiul lui Dumnezeu. Iar lui nu este rușine să ne numească frați. Nu este rușine să ne numească frați acum, când suntem cu greșel, când de atâtea ori și în fiecare zi din viața noastră facem atâtea lucruri care îl dezonorează pe Dumnezeu. Lui nu este rușine să te numească frate. Dumnezeu, a, a doua persoană din Sfânta Treime, să se uite la tine și să spună Tu ești fratele meu. Eu? Păi eu nu știu cine sunt eu. Eu o să fiu frate cu Dumnezeirea. Da, pentru aceasta a coborât Fiul lui Dumnezeu. Pentru aceasta a făcut lucrarea ispășitoare. Ca să ne facă frații lui, ca să fim din nou în cu Dumnezeu. Ce preț mare a plătit ca să ajungem la această relație cu Dumnezeu. Dumnezeu nu ne-a creat să fim sclavi lui, să stăm pe pământ și să fim obișnuiți, vai și de capul nostru și să-i dăm din când în când lui slavă. Și o să zică, o, oh, sunt mulțumit de ceea ce ați făcut, bravo! Nu, aceasta este relația în care Dumnezeu a vrut să fim cu el. Aceasta este relația. Și uh, citează Apostolul două pasaje din Vechiul Testament, uh, unde se arată relația aceasta de înfrățire uh, prin Domnul Isus Hristos, zice așa. De aceea lui nu este rușine să-i numească frați când zice, el justifică cu Biblia lucrul ăsta. Dacă ți-a spune dimineața asta, Dumnezeu te-a făcut frate cu fiul lui. Asta e o blasemie, mă. Și sunt niște aberați, nimeni nu-i frate cu Dumnezeu. Nu? E o Cum să spui așa ceva? Nu, n avem curaj să ne se ridice mintea până acolo. Nici vorbă de așa ceva. Ne-am mulțumit numai să ne ierte Dumnezeu să ne bage pe toți pe pragul raiului, da? După mintea românului. Atâta. Dar aminte să ne facem noi, frate. Și el zice, nu. Lui nu este rușine să numească frați când zice. Și îți dă două citate din Biblie. Voi vesti în numele tău fraților mei. Apropo, dacă vreți să vedeți în închinare un solo, uite-l aveți aici. Solo făcut de Fiul lui Dumnezeu voi vesti numele tău fraților mei, îți voi cânta lauda în mijlocul adunării, versetul 13, și iarăși îmi voi pune încrederea în el. Voi vesti numele tău fraților mei, îți voi cânta lauda în mijlocul adunării. Uitați pe Domnul Isus Hristos, care nu doar s-a întrupat pentru noi, nu doar a murit pentru noi, ci El ne arată un model al închinării. El se închină. În locul nostru ne face Hristos lucrul acesta. Îți voi cânta lauda în mijlocul adunării. Înțelegeți de ce este importantă adunarea? Hristos este în mijlocul adunării, în mod spiritual, prin Duhul Sfânt, și ne stimulează și ne atrage și ne împinge și ne provoacă să ne închinăm și facem lucrul acesta pentru că El a făcut lucrul acesta. Acesta este locul în care El face lucrul acesta, închinarea, în mijlocul adunării. Cum face Hristos lucrul acesta? În două moduri, uitați, în două moduri. Voi vesti, asta este proclamare, vestește numele fraților și după ce există proclamare, ziceți voi cânta. Este cuvântul proclamat și este cântarea. Deci două metode pe care și noi astăzi le folosim. Unii spun, dar de ce? Unii spunem în Biblie să cântați, unii spunem în Biblie să predicați. Cum se potrivește asta cu principiul regulativ? Adică că noi facem doar ce spune Biblia să facem. Uite, se găsește aici în ceea ce face Domnul Isus în mijlocul adunării. El nu este prezent fizic aici, dar este prezent spiritual. Noi credem în prezența lui spirituală și el este acela care ne conduce în această închinare prin cuvânt și prin cântare. De ce face Fiul lui Dumnezeu solo? Voi vesti eu, singur, da? Voi vesti eu în numele tău, fraților mei? Eu îți voi cânta lauda în mijlocul adunării. Noi știm foarte bine că Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos, este una cu Tatăl și este singurul care este o oglindirea ființei lui Dumnezeu, este întipărirea ființei lui Dumnezeu, este oglindirea slavei lui Dumnezeu. El este singurul care poate să ne arate pe Tatăl. Cum este Tatăl? Cineva vrea să știe cum e Dumnezeu să se uite la persoana Domnului Isus Hristos, da? De aceea el face solo. El face solo pentru că e revelația lui Dumnezeu. El ne spune cum e Dumnezeu. El ne spune cum să ne închinăm lui Dumnezeu. El ne spune cum să-L lăudăm. El ne spune care este numele lui Dumnezeu, ce înseamnă Dumnezeu, cum este Dumnezeu. El ne spune. Iar noi trebuie să stăm și să-l ascultăm. Și după ce el face lucrul ăsta, ne unim cu el în închinare. Observați caracterul revelator al închinării Fiului, da? El vestește numele. Să vestești numele lui Dumnezeu înseamnă să arăți ceva despre Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu este cine este Dumnezeu. Când spui Dumnezeu este vindecătorul, asta este Dumnezeu, da? Dacă îl numești vindecătorul, el este, da? Sunt multe nume ale lui Dumnezeu în Vechiul Testament. El vestește numele lui Dumnezeu. De ce face lucrul ăsta? Ca să-l descopere pe Dumnezeu fraților lui. Frații lui să învețe cine este Dumnezeu. Da? Cine este Dumnezeu? Cine este Dumnezeu? Uitați-vă uitați din nou la caracterul teocentric al acestei închinări. Voi vesti numele tău. Ce facem în închinare? Care e scopul închinării? Câte sute, mii, zeci de mii cât timp pierdut al oamenilor în așa zisă închinare și noi am fost implicați și de multe ori ne implicăm într-un tip de acesta de închinare în care este cântat orice altceva, numai nu numele lui Dumnezeu. Eu am voie la un moment dat în închinare să-mi cânt sentimentele mele. Veți vedea că sunt psalmi de ăștia. Nu niciun fel de problemă. Dar tu îl cânți despre sentimentele tale doar în relație cu descoperirea de sine a lui Dumnezeu. Ceea ce Dumnezeu, automat, când tu spui care e starea ta lăuntrică față de ce s-a descoperit Dumnezeu, automat spui ceva despre Dumnezeu. Da? Totul este în relație cu Dumnezeu. Noi suntem ființe care reacționăm la descoperirea de sine a lui Dumnezeu. Și uneori cuprindem în închinare lucrul acesta, în cântările noastre, în psalmi pe care îi citim, da? care sunt, este o literatură poetică. Se vorbește despre, el vorbește despre starea lui, se cântă pe sine. Dar el se cântă pe sine în fața revelației de sine a lui Dumnezeu. Dumnezeu este centrul închinării noastre. Calvin remarca legat de acest pasaj următorul lucru. Zicea, această învățătură este cea mai puternică încurajare pentru noi ca să aducem cea mai zeloasă și înflăcărată laudă către Dumnezeu. Ia auziți, când îl auzim pe Hristos că ne conduce în laudă și este liderul principal al tuturor imnurilor noastre. Nu, la voi cine e, lider de închinare? Mă, la noi lider de închinare este Domnul Isus Hristos. El este liderul închinării noastre, este liderul tuturor imn imnurilor noastre. Noi nu vrem să luăm locul Domnului Isus Hristos, că niciun dintre noi nu este calificat să facă lucrarea pe care a făcut-o Hristos, să reveleze pe Dumnezeu așa cum a făcut-o el. Da? Noi doar luăm cuvintele lui Hristos și le predicăm, luăm cuvintele lui Hristos și apostolilor lui și le cântăm. Noi îl urmăm pe el în tocmai. Da? Noi îl urmăm pe el în tocmai. Așadar, înfrățirea noastră este arătată prin închinarea în care fiul ne atrage. Da? El spune, cântă lauda lui Dumnezeu în mivro cu adunării. În mivro cu adunării. A doua lucrare pe care o face Domnul Iisus Hristos, prin înfrățire, pe lângă înfrățire, este înfierea noastră. Zice și iarăși, în alt loc spune, îmi voi pune încrederea în el și în alt loc, iată-mă, Domnul Iisus spune, da? Vorbește Fiul lui Dumnezeu. Iată-mă, eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Nu copiii lui Hristos, ci copiii lui Dumnezeu, da? Hristos este Fiul lui Dumnezeu și spune despre noi, iată copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Dacă El e Fiul lui Dumnezeu și noi suntem copiii lui Dumnezeu, înseamnă că împreună suntem frați. Vedeți această înfrățire? cu înfierea noastră se leagă împreună. Dacă suntem frații lui Hristos, suntem copiii lui Dumnezeu. Dacă suntem copiii lui Dumnezeu, suntem frații Domnului Isus Cristos. Da? Aceasta este relația uh, dintre noi și Fiul și relația dintre noi și Tatăl. Noi nu suntem frații lui Dumnezeu Tatăl. Noi suntem copiii lui Dumnezeu Tatăl. Noi suntem doar frații Domnului nostru Isus Hristos, care este, bineînțeles, Dumnezeu întrupat. Haideți să privim puțin la aspectul acesta al înfierii. Iată, mă eu și copiii pe care mi-a dat uh, Dumnezeu. Foarte interesant, prima expresie, îmi voi pune încrederea în El. Când și-a pus Hristos încrederea în Dumnezeu? Este clar că se vorbește despre viața pământească a Domnului Isus Hristos. Chiar și în cele mai groaznice momente ale vieții pământești ale Domnului Isus Hristos, în cele mai teribile, în cel mai, de fapt, în cel mai teribil moment și în cel mai teribil ceas care a avut loc vreodată pe, pe planeta Pământ moartea Fiului Dumnezeu. În cel mai teribil ceas, Dumne Dumnezeu Fiul se adresează lui Dumnezeu Tatăl și îi spune așa. El, Eli, eli la masa bactane. Adică, deci chiar și în momentul părăsirii sale, când Tatăl își întoarce fața de la Hristos. De ce? Că păcatul meu, păcatul tău a fost pus peste Hristos. Și Dumnezeu care este pur, care este sfânt, care nu poate să privească ticăloșenia și scârba păcatelor noastre, Dumnezeu își întoarce fața de la Hristos. Vorbesc metaforic, da? Chiar și în momentul acela fiul strigă către tatăl. Chiar și în momentul acela fiul se încrede în tatăl. Și strigă Dumnezeul meu, Dumnezeul meu pentru ce m-ai părăsit? Știa el pentru ce este părăsit? Cu siguranță este un strigăt care arată că Domnul Iisus Hristos a fost cuprins de oroarea păcatului. El care n-a cunoscut niciodată păcat. Și a fost făcut păcat din cauza noastră. Păcatul meu a fost luat și pus deasupra Domnului Iisus Hristos. Unii zic, oh, ce teologie e asta, domnule? Ce învățătură creștină e asta? Că altcineva suferă în locul altcui, altcuiva. Dacă tu ai fi la judecată și ai făcut niște fapte pentru care n-ai fi, fi, putut să plătești niciodată. Și ți-ar da un drept să ieși pe cauțiune, ți-ar da dreptul să plătească cineva pentru tine, dar o sumă care la propriu, dacă ai de la toți prietenii tăi, dacă îi face pe toți datori în bancă, n-ar putea toți să plătească suma aceea. Și ar veni cineva și ar plăti în locul tău ce spune. Nu, nu, domnule, eu vreau să stau 30 de ani în închisoare. Nu sunt de acord să plătească cineva în locul meu. Nu este drept. Nu! Te-ai bucurat dacă ar plăti în locul tău. Te-ai bucurat dacă s-ar face tranzacția aceasta, da? Aici tranzacția a fost dublă. Păcatul meu a fost pus pe Domnul Isus Hristos și nu n rămas așa pur și simplu. Cine prionirea lui mi-a fost dată mie și am fost văzut și sunt văzut de Dumnezeu prin persoana Domnului Isus Hristos. Este chiar atât de simplu, dar de extraordinar. Da. Îmi voi pune încrederea în el. Chiar și când a strigat, strigat în felul acesta, chiar și când a strigat la sfârșit înainte de, de a-și da Duhul, spune, tatăl, tată, în mâinile tale, îmi încredințez Duhul. Zice, a strigat cu glas tare și și-a dat Duhul. Chiar și în momentele acelea, el și-a pus încrederea în tatăl. Ar fi interesant să căutați, sunt suficiente cărți găsiți pe internet, Povești adevărate ale unor oameni foarte mari al ai lumii acesteia care au murit. Și să vedeți în ceasul morții cum s-au manifestat. Foarte ciudat. Oameni care toată viața lor l-au negat pe Dumnezeu. Nu există nici. Doamne, moarte e pur și simplu parte din procesul evolutiv. Asta e. În ceasul morții au fost total diferiți. Să vă uitați la Fiul lui Dumnezeu și la o armată de oameni care au venit în urma Fiului lui Dumnezeu, care au marșat. Pe urmele pașilor lui și-au murit exact ca fiul lui Dumnezeu. Și-au încredințat cu liniște și pace, mulți dintre ei închinuri, sufletul în mâinile lui Dumnezeu. Și-au trecut dincolo. Îmi voi pune încrederea în el, chiar și în cel mai greu moment al vieții sale. Și apoi zice, iată-mă, pe mine, iată-mă, eu și copiii pe care mi a dat Dumnezeu. Când am fost noi dați de Dumnezeu fiului. lui? Da? Zice, iată-mă, ca și cum Hristos a stat acum aici și îi spune tatălui, iată-mă, eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Când? Din ce am fost dat fiului. A fost această tranzacție, acest legământ. Tatăl cu fiul la sfatul lor la care noi n-am participat. Tatăl i-a făcut un dar fiului. Ce dar i-a făcut fiului? Niște oameni. Ce oameni? Niște cticăloși pe care fiul i-a răscumpărat. Ăsta a fost darul pe care i-a făcut. Da? Și spune, iată mă, pe mine și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Acest legământ, vreau să înțelegeți foarte bine, acest legământ este la baza mântuirii noastre. Credința noastră, pocăința noastră, perseverența noastră, sfințenia noastră sunt fundamentale fără de care nimeni nu este mântuit. Să fie foarte clar. Dar la baza tuturor acestor, la baza credinței tale, pocăinței, sfințirii, lupte împotriva păcatului, tuturor lucrurilor pe care noi trebuie să le facem ca și credincios. La baza tuturor acestora stă legământul dintre tatăl și fiul. Să știți, se vorbește foarte rar despre lucrul acesta. Eu m-am hotărât, eu am făcut, eu m-am decis, eu am profitat de Harul lui Dumnezeu, eu m-am botezat, eu m-am făcut membru în biserică, eu m-am dus la biserică 30 de ani, eu am cântat, eu m-am rugat, eu am avut grijă de familia mea, eu i-am condus pe calea Domnului, eu am fost un exemplu, eu am mărturisit, eu! Și nu este așa. La baza acestui mare eu, care e de fapt foarte mic, stă legământul lui Dumnezeu. Din veșnicie. Prin care tu pune numele tău acolo. Tu ai fost dat în mod legal de tatăl fiului. Ai fost dat să fie a lui, să fii proprietatea lui. Da? Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Și în acest legământ, da? În acest legământ este contractul, tranzacția care asigură, care garantează mântuirea noastră. Eu nu sunt sigur de mântuirea mea pentru că azi o să trag tare, să fiu creștin. Eu sunt sigur de mântuirea mea în primul rând datorită aceea ce tatăl a făcut față de fiul din veșnicie. Adică am fost dăruit lui. Sunt al lui. De ce? Că așa a vrut el. Vă citesc câteva versete pe care dumneavoastră probabil le știți, care arată că fiecare binecuvântare pe care noi avem se leagă de legământul ăsta veșnic. Se leagă de legământul ăsta veșnic. Întâi de asta o să vă ilustrez. Eu m-am căsătorit cu soția mea. Felul în care eu am gândit căsătoria cu soția mea a fost în felul următor. Când m-am căsătorit cu ea, noi ne-am dat pe unul celuilalt cu tot ce vom avea noi vreodată, fără să știm ce o să fie. Da? Eu am fost un sărăntoc când m-am căsătorit cu nevața mea. Eu acum nu sunt grozav, dar oricum față de atunci stau excelent. Fie foarte clar, da? Dar noi ne-am asumat lucrul acesta. Și în sărăcie, și în bogăție, și în boală, și în sănătate. Am hotărât amândoi să luăm lucrurile la grămadă, oricum ar veni. Asta se cheamă legământ, un contract pe care noi credem că nu avem voie să-l rupem până la moarte. Moartea intervine când Dumnezeu hotărăște, da? Și dacă El hotărăște, atunci să rupe lucrul acesta. Dar altfel, ăsta e contractul în care noi funcționăm, da? Și ne sunt date toate, toate lucrurile acestea. În același fel, pe baza acestui legământ, noi primim toate binecuvântările acestea. Acolo stă siguranța noastră. De asta ea face față de mine ce face și eu fac față de ea ce fac datorită acestui legământ pe care l-am încheiat. Eu nu fac lucruri pe care le fac față de a față nici o altă femeie din lumea asta. Și nici nu o să-l fac. Și nici nu am niciun interes să-l fac și nici nu mă simt vinovat că nu-l fac. Pentru că la loc este un legământ care stipulează, care cerea, a spus public și a auzit oamenii, dar a fost un sfat acolo, social, în care am spus cu clasare, da, vreau să respect stipulațiile acestui contract, acestui legământ. Aici se vorba despre Dumnezeu care face un legământ și un contract, pe care el sub nicio formă nu are cum să-l calce. Și pe baza acestui contract, acestui legământ, ne sunt asigurate aceste binecuvântări. De asta suntem noi siguri de ele. Da? Ia auziți, câteva exemple. După cum i-ai putere, vorbește fiul despre tatăl, ce a făcut tatăl. I-ai putere peste orice făptură ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu. Fiul are putere să ne dea nouă viață spirituală, să ne aducă la viață din punct de vedere spiritual, datorită legământului din veșnicie. 2. Tot ce dă Tatăl va ajunge la mine. Și pe cel ce vine la mine nu-l voi zgoni afară. Asta este credința. Să vii la Hristos, asta e credința. Credința ți este dată pe baza legământului veșnic. De asta e credință. Pe baza legământului veșnic. 3. Tot ce îmi tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu îl voi izgone afară. De ce nu te izgonește Hristos? O veste bună pentru oricine în dimineața asta care vrea să vină la Hristos din toată inima. vreau să mă duc la Hristos. Oare o să mă primească? Auzi, pe cel ce vine la mine, citesc, pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Dar de ce nu o să mă izgonească afară? Dacă sunt ticălos, dacă am păcătuit, nu o să te izgonească afară pentru că este un contract făcut din veșnicie prin care Tatăl a stipulat că toți cei care sunt da statului și vin la fiul, niciunul dintre ei nu va fi izgonit afară. Niciunul. De asta nu vei fi izgonit. Nu chiar zice, oh, tu ești mai drăguț, tu ești așa păcătoș ca alții. Nu de asta. Da? 4. Acest legământ reglementează lucrarea Domnului Iisus. Zice, m-am coborât din cer ca să nu fac voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat el, ci să-l înviez în ziua de apoi, tot ce face fiul lucrarea lui pe pământ se datorează legământului cel veșnic, da? El a zis, oh, oh, ce să fac? Oare oh, trebuie să fac azi? Oare pentru ce am venit pe pământ? Nu, el știu știu pentru ce a venit. Că lucrul acela a fost stipulat la rândul lui în acel uh, legământ veșnic. Legământul acesta garantează păstrarea noastră în har, da? M-am covorât să nu fac voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat el. Da? Păstrarea noastră în har este garantată în acest legământ. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat el, ci să-l înviez în ziua de apoi. Tatăl meu care mi l-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna tatălui meu. Legământul acesta garantează nu doar păstrarea în har, garantează și învierea noastră viitoare. Și voia acelui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat el, ci de ce se modifică cu totul perspectiva ta asupra morții? Pentru că, pe baza acelui legământ, eu când, dacă Dumnezeu să-mi dea harul să prevăd clipa morții mele, eu trebuie să-mi aduc aminte. Dumnezeu a făcut din veșnicie un legământ cu fiul lui, că sunt al lui, și în acel legământ a fost stipulat și că voi fi ridicat din mormântul ăsta. Asta e siguranța mea. Garanția mea este dată de legământ. Garanția mea nu este dată de niște promisiuni aruncate în vânt, pe care le interpretăm noi într-un fel sau altul. Acest legământ garantează mijlocirea fiului. Adică și după ce face lucrarea de ispășire pentru noi, el continuă să mijlocească pentru noi. Pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceea pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. Legământul acesta garantează proslăvirea noastră. Trată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu ca să vadă slava mea, strălucirea mea, gloria mea, slavă pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. La baza înfierii noastre și la baza tuturor binecuvântărilor care vin pentru copiii lui Dumnezeu stă acest legământ. Iată, da? eu, eu, zice Hristos despre sine, și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Înfierea și înfrățirea. Ajungem la versetul 14 care vorbește specific despre întruparea Domnului Isus Hristos și rostul acestei întrupări, scopul acestei întrupări. Și asupra acestui aspect ne oprim acum altă binecuvântare pe lângă înfrățirea noastră, pe lângă înfierea noastră. Ia au ce spune. Astfel dar, deoarece copiii, vorbește iarăși în limbajul înfierii noastre, la fel cum a vorbit de la început, da? El vrea să ducă pe mulți fii la slavă. Iată copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Astfel deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, ce înseamnă că suntem părtași sângelui și cărnii? Că suntem trup, nu? Simplu asta înseamnă că suntem trup. Cu alte cuvinte zice autor aici, astfel dar deoarece copiii lui Dumnezeu, cei credincioși, care au trup, da? carne și sânge, pentru că ei au lucrul acesta, asta e motivul întrupării, pentru că ei au carne și sânge, de asta s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu. Dar ai putea să să-ți să atribui versetul ăsta ție, în mod personal. Așadar, de, deoarece eu, Andrei, am carne și sânge, că eu sunt copilul lui Dumnezeu. Tot așa și el s-a făcut deopotrivă la ele. De asta s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu. El nu s-a întrupat la plezneală. Pentru că toată umanitatea are carne și sânge, mă întrupesc și eu. Să mă fac și eu. Să mă fac frate cu umanitatea. Nu, Hristos nu s-a întrupat să facă frate cu omenirea. El nu s-a înomenit ca să facă frate cu omenirea la. La general, așa. Au de ce? Deoarece copiii. Care copii? Copiii lui Dumnezeu. Deoarece copii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la el. Adică pentru că tu ești carne și sânge, el s-a întrupat. Nu pentru că toți sunt carne și sânge. Da? Asta a fost motivul întrupării sale. Motivul întrupării sale. Și m-aș bucura să cuprins gândul acesta în dimineața asta și să te bucuri de gândul acesta că pentru că tu ești carne și sânge, de asta s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu. Doar când s-a dus la cruce, Hristos s-a dus cu un gând specific. Mor pentru ăștia. Știu pentru cine mor. El când s-a întrupat, s-a întrupat cu un gând specific. El a știut pentru cine se întrupează. Pentru că copiii sunt carne și sânge. De aia s-a întrupat. Și poți să pui numele tău acolo. Și să te bucuri personal de întruparea Fiului lui Dumnezeu. Ne bucurăm toți așa. Noi suntem creștini de 2000 de ani, ne bucurăm toți la grămadă că Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat pentru noi. El s-a întrupat pentru că copiii lui Dumnezeu erau carne și sânge. De asta. Asta a fost gândul Domnului Isus Hristos. Asta e motivul întrupării sale, da? Uitați maniera în care el s-a întrupat, el însuși a fost de sau s-a făcut de o părtaș la ele. Dacă s-a făcut de o la ele, înseamnă că el se înainte să facă deopotrivă o la ele. Nu cum să se facă cineva părtaș la ele dacă nu există. Dar el nu a început să existe momentul întrupării. El care exista deja, a existat deja s-a făcut părtaș la ele, da? Dacă cineva vine și spune, vreau să mă fac părtaș la masa ta de dragoste. Ăla există. Înainte să facă părtaș la masa ta de dragoste. La fel, Hristos a existat înainte să se facă părtaș la, la, ele. La ele, la ce? Ele. Ce s astea ele? El însuși a fost deopotrivă părtaș la ele. La ce? La carne și sânge. Despre asta vorbește, da? O parte dintre adventiști, dacă nu toți, nu știu, nu vreau să, nu vreau să spun că toți sunt eretici, că poate unii nu sunt. Spun că Domnul Isus Hristos a făcut părtaș nu doar la carne și sânge, ci Domnul Isus Hristos a făcut părtaș la carnea și sângele aflată sub legea păcatului sau carnea și sângele care au firea pământească. Așa că Domnul Iisus ca să aibă o întrupare reală trebuia să ia nu pur și simplu carne și sânge ca Adam ci trebuia să ia carne și sânge ca tine care are fire pământească. Da? Totuși Domnul Iisus Hristos și-a arătat puterea prin faptul că Deși a avut fire pământească sau a fost sub această lege a păcatului ca și noi, el toată viața lui s-a împotrivit această, acestei legi a păcatului. Cu alte cuvinte, Domnul Isus n-a avut doar o ispită din exterior fața, față de care a trebuit să facă față, da? să o respingă, adică ispitele diavolului. Ci el ar trebui să se opună și tendințelor lăuntrice păcătoase, care veneau din carnea lui, nu din sufletul lui, că el era curat. Da? Biblia nu spune lucrul ăsta aici, deci poți să scormonești lucrul ăsta de undeva, dar nu spune aici așa. Domnul Iisus Hristos a făcut parte la carne și sânge. Nu spune că a luat firea pământească. Asta este o inserție, o idee pe care o aplici textului. Da? Pe care o aplici textului. Întrebarea este dacă Domnul Iisus Hristos n-a luat fire pământească ca noi. Da? ce e firea pământească? Nu, no, pur și simplu, când simți tendințele alea păcătoase, ai firea pământească, să manifeste firea pământească. Când simți să răspunzi, când simți să-i spui, când simți să reacționezi într-un fel sau altul și nu-i corect, ai firea pământească care pulsează din tine cu putere. Da? ce e mai viu în lumea asta decât firea pământească? Ce vede mai clar în lumea asta decât firea pământească? Întrebarea este, a fost Domnul Iisus Hristos ispitit cu adevărat. Sau a fost el om cu adevărat dacă n-a avut fire pământească? Eu nu cred că a avut fire pământească, să fie foarte clar. A fost el om cu adevărat dacă n-a avut fire pământească, oare? A fost el ispitit cu adevărat dacă n-a avut fire pământească? A simțit el ce înseamnă să fie ispitit de satana dacă n-a avut fire pământească? Răspunsul este da, pentru simplu fapt sau pentru simplu exemplu, că primul Adam a fost ispitit într-un mod cât se poate de real înainte să aibă fire pământească. Da? Când Adam și cu Eva au fost ispitiți de satana, ei n-au fost păcătoși, n-au fost sub legea păcatului, n-au avut fire pământească. Vă întreb, a fost ispita reală pentru ei? Da, pentru că au căzut! Și o persoană care este sfântă și fără păcat simte mult mai puternic puterea păcatului decât una care deja s-a bălăcit în păcat. El simte mult mai puternic. De aceea purtarea păcatelor noastre a fost o oroare absolută pentru Fiul lui Dumnezeu. Pentru că el nu a cunoscut păcat. El a făcut față păcatului din exterior, dar presiunea era reală și puternică. Era reală și puternică, tocmai pentru că el n-a cunoscut păcatul ăla. Era propus ceva, păcatul care era total contrar ființei sale. Total contrar, din orice punct de vedere. Da? Din orice punct de vedere. A fi om, a fi om nu înseamnă în mod necesar să fii păcătos. Da? Sau să ai păcatul în tine. Da? De ce s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu? De ce s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu? Ia auziți ce spune. El s-a făcut de o potrivă părtaș la ele pentru ca, foarte important, s-a făcut de o potrivă părtaș la ele, s-a întrupat pentru ca prin moarte. Este următorul cuvânt. Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat pentru ca prin moarte. Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat pentru ca prin moarte. La întruparea Fiului Dumnezeu ar trebui să fie celebrată neapărat și, și moartea Lui. El s-a făcut părtaș la carne și sânge pentru ca prin moarte. Nu există întrupare fără cruce. Nu există nicio șansă ca Fiul lui Dumnezeu să se întrupeze și să nu se ducă până la capăt. Nu există. De aceea cred că este greșit și este în detrimentul nostru, al închinării noastre. Ne... Dom'le, nu ne poți da două zile pe an în care să ne gândim numai la prunc? Numai la prunc. O să ne bucurăm și de jertfa Domnului Iisus. Da, să ne gândim numai că-i prunc, că-i micuț, că-i drăgălaș, și să, așa metaforic, domnule, nu înțelegi limbajul poetic, ești total necitit, ești un incul, nu înțelegi limbajul poetic. Așa metaforic, figurat să-l primim în ies la inimii noastre. Măcar o dată pe an. Nu! De data asta pe an, când auzi despre întruparea Domnului Isus, următorul cuvânt pe care trebuie să-l auzi este despre moartea Domnului Isus, că el de asta s-a întrupat. El s-a făcut deopotrivă părtaș la ele, el s-a întrupat pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții. El spune de ce s-a întrupat. Eu nu am voie să mă bucur sau să celebrez întruparea Domnului Isus fără să mă gândesc la moartea Domnului Isus. Întruparea lui Isus n-ar fi mântuit pe nimeni. Pe nimeni. m auzi ce spun? Întruparea lui Isus n-ar fi mântuit pe nimeni. Întruparea Domnului Isus a fost un act absolut necesar pentru lucrarea răscumpărării. Dar singurul act al întrupării n-ar fi mântuit pe nimeni. Deci foarte clar lucrul acesta. Nu există lucrare răscumpărătoare decât cu întrupare și cu jerfire. Și acestea sunt puse împreună în pasajul acesta. Sunt puse împreună în pasajul acesta. Nu trebuie, indiferent de sentimentele plăcute pe care le ai când te gândești la nașterea Domnului Isus Hristos, acelea sunt niște sentimente false de închinare, dacă în mintea ta, în actul acela închinării, în experiența acela închinării, în sentimentul acela închinării, nu este cuprins gândul la jertfa Domnului Isus Hristos. Este un sentiment fals. Este o închinare falsă. Pentru că pentru asta s-a întrupat Domnul Isus Hristos. El s-a întrupat, i-auziți. Asta e experiența pentru care s-a întrupat, ne arată și care sunt efectele uh, acestei experiențe a morții, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții. Cine are puterea morții? Diavolul. Diavolul are puterea morții. Însă noi știm, moartea poate fi înțeleasă în trei feluri. Moartea spirituală, ce înseamnă să fii mor spiritual? Foarte simplu. Mor spiritual înseamnă să n-ai nicio treabă cu Dumnezeu. Sau dacă ai treabă cu Dumnezeu o dată, să de două ori pe an, n-ai nicio treabă în realitate, da? Nu are nicio treabă. Asta e moartea spirituală. Să fii lipsit de viața lui Dumnezeu. De ce o numește moarte? Pentru că Dumnezeu este sursa vieții. Și dacă tu te depărtezi de sursa vieții, ești un mort. Nu fizic, dar spiritual. Dacă tu te depărtezi de sursa vieții, ești un om mort. Dacă te depărtezi de sursa luminii, ești, ești un om care te află în întuneric. E, e foarte simplu și logic. Este moartea spirituală, este moartea fizică, momentul în care sufletul se desparte de trup, sufletul se duce în veșnicie, în prezența lui Dumnezeu sau în altă prezență nefericită și nefastă. Și al treilea tip de moarte despre care vorbește Biblia, a doua moarte, este moartea veșnică. Oamenii care vor sta pentru totdeauna depărtați de fața lui Dumnezeu. Sunt trei feluri în care Biblia vorbește despre moarte. Moartea prezentă, moartea spirituală, moartea fizică, despărțirea sufletului de trup și moartea veșnică. Ce moarte are diavolul în stăpânirea lui? Că îl numește aici, zice, să nimicească pe cel ce are puterea morții ce moarte are diavolul în puterea lui? Peste care tip de moarte are diavolul autoritate? De exemplu, dacă, haideți să-l luăm pe rând. Dacă ne gândim la moartea fizică. Este moartea fizică în mâna diavolului? Nu. Biblia spune, Domnul o moară și învie. El coboară în locuința morților și el scoate de acolo. Să știți, dar că eu sunt Dumnezeu, spune Dumnezeu în Deuteronom 32 cu 39. Eu sunt Dumnezeu. Nu este alt Dumnezeu afară de mine. Eu dau viață și eu o mor. Eu rănesc și eu tămăduiesc și nimeni nu poate scoate pe cineva din mâna mea. Poate cineva spune, pe păi cum, Dumnezeu să o moare? Ce Dumnezeu ăsta care o moară? Păi tu ești creatura lui Dumnezeu, El ți-a dat suflare. Dacă El vrea să încetezi din viață, încetezi din viață. Nu e niciun drept pe care ți lea Dumnezeu ție, da? Sau mie. Dumnezeu este autoritate absolută. Este creatorul, este susținătorul nostru, da? Întrebarea este dacă diavolul are puterea morții eterne. Poate diavolul să trimită pe cineva în iad? Este, știți că eu micuț așa am crescut cu, cu basmele astea, SF-urile astea despre iad. Muzică, manele, băutură, distracție. Unii care zice, Hă, eu vreau să mă duc în iad acolo o să fie distracție Ce să fac în cer? Că o să mă plictisesc în cer. Ați auzit despre asta, nu? Și că diavolul pe ăștia mai cuminți, nu pe are, pe ăștia mai cuminți, îi bagă la grătare cu furcile, îi împinge și și ăștia care au fost mai răi pe pământ și ei să zic că eu să pun lemne pe foc și să distrau oamenii vorbind în felul acesta despre, despre uh, iad. Biblia nu spune că diavolul îi stăpân peste iad. Biblia spune că Dumnezeu a făcut iadul pentru diavolul și pentru ungerii lui și spune la final în Apocalipsa 20 cu 10 și diavolul care îi înșera a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde sunt fiara și prorocul mincinos și vor fi munciți. Nu ei muncesc pe alții. I-au zis, nu diavolul muncește pe alții. Să distrează el acolo. Oh, bine că v-am băgat pe cât de mulți aici. Nu, nici vorbă. Ei, diavolul și îngerii lui, vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Ei. Deci nu diavolul îi stăpân în el. Nu face el regulă acolo, nu el stăpân acolo, nu se distrează el acolo cu muzică și acordeoane nu-i băutură, nu, nu-i ospăț, sub nicio formă. Sub nicio formă. Deci diavolul nu are nici puterea morții eterne. Asupra cărei morți are diavolul? Omul mai rămas una singură, nu? Asupra morții spirituale. Adică asupra stării prezente de acum. Dar ce înseamnă moartea asta spirituală? Biblia ne spune ce înseamnă moartea spirituală. Nu? Biblia ne spune ce înseamnă moartea spirituală. Biblia ne spune că plata păcatului este moartea. Fiindcă plata păcatului este moartea. Biblia ne spune în același timp că această moarte, ca plată pentru păcat, da? Faptă și consecință. E simplă regula. E simplă legea. E simplu, simplu principiu. Nu atingi targetul, îți dăm. Nu atingi, nu îți dăm. E simplu o regulă care se aplică peste tot în lumea asta. Da? principiul acesta. Faci după cum faci, așa să se face. Ai păcătuit. Ai murit, ești despărțit de Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu nu suportă păcatul. În prezența lui Dumnezeu nu poate să stea păcatul. Da, Păcatul ne, despărțe, ne desparte de Dumnezeu. Da, Biblia ne arată lucrul acesta. Porunca ea care trebuia să îndea dea viața, mi-a pricinuit moarte. Cum face asta? De exemplu, dacă aș avea un balcon fără balustradă și a spune fiului meu nu te du pe balcon, nu te-a plecat pe balcon. Ce e asta? Este o poruncă. Porunca asta este intenționată ca să dea ce? Viața să-i păstreze, viața Fiului meu. Nu te dau acolo, că dacă te duci acolo, te faci praf. Da? Dacă el carcă porunca asta, ce se întâmplă? Cel mai probabil moare, da? Și, într-un sens, porunca asta care avertiza ca să-mi păstreze viața aceeași poruncă, datorită păcatului din el și răzvrătirii din el, i-a adus moartea. Prin legea lui Dumnezeu a fost stabilită această regulă, acest principiu. Plata păcatului este moartea. Spune Roman 5 cu 21, pentru că după cum păcatul a stăpânit, dând moartea. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați după mersul lumii acestea, după Domnul Puterii Văzuhului, a Duhului care lucrează acum în fii neascultării. Așadar, diavolul este promotorul morții spirituale. De fiecare dată când păcătuiești, într-un fel accentuezi această despărțire de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu respinge, detestă, înaintea ochilor lui Dumnezeu, păcatul este oribil. Da? Și ce își dorește diavolul mai mult decât asta? Să mărească această distanță dintre noi și Dumnezeu. Să aduncească această stare de trefacție spirituală. Trăirea aceasta în păcat. El este promotorul. Câteva întrebări pentru noi la punctul acesta. Înțelegem noi că păcatul este o boală mortală și că această moarte se manifestă peste tot în jurul nostru și chiar în noi dacă nu suntem al lui Dumnezeu. Păcatul este o boală mortală. El e duce prima dată. E plăcut. Biblia spune că e plăcut păcatul. Plăcerile de o clipă ale păcatului. Și dacă ai plăcere de o clipă a unui păcat, mai ai încă o plăcere de o clipă de la alt păcat și o clipă de la un păcat, o clipă de la un păcat, vezi mulți oameni care par fericiți, împliniți satisfăcuți, pentru că trăiesc în păcat, în păcat, în păcat, în păcat. Și ceea ce se întâmplă, de fapt, este să se adâncească această moarte spirituală în viețile lor. Și asta, este bucuria diavolului. Înțelegi tu că păcatul are consecințe eterne? Și ca a flirta cu păcatul înseamnă să te joci cu veșnicia ta, cu eternitatea ta. Înțelegi tu că păcatul te ține rob diavolului? Zice Scriptura că a venit ca să nimicească pe cel ce are puterea morții și care ținea în robie oamenii prin această moarte. Deci eu sunt liber. Sunt liber. Facem ce vrem noi. Noi suntem ca creștinii sau ca pocăiții care au o grămadă de reguli și ei n-au voie să facă aia, n-au voie să facă aia, n-au voie să facă aia, n-au voie să... Noi avem voie să sărim de pe balustradă dacă vrem, domnule. Da, domnule, dar asta e o prostie, tu înțelegi? Asta e o prostie. Ce spui tu că ai voie și că e libertatea libertate este de fapt moartea ta. Ok, tu te lauzi cu libertatea ta, dar aia e moartea ta de fapt. Libertatea ta imaginată este moartea ta. Este moartea sufletului tău, este moartea ta veșnică. Îți lucrezi cu propriile tale mâini, sap, dai la greu la groapă. Când vezi oameni din jurul tău că trăiesc în păcat și se bucură de păcatul lor, îi vezi pe toți cu lopețele în mână, cu hârlețul în mână și dau acolo la groapă. Își sapă groapă la propriu fiecare dintre ei. Domnule, eu sunt liber, eu nu sunt ca voi, eu sunt liber. Ești liber să sapi groapa. Ești liber să sapi groapa. Și asta faci de zori Și te muncești o viață întreagă pentru lucrul ăsta. Și te bucuri de lucrul ăsta. Și te lauzi cu lucrul ăsta. Uite cum însa o groapă. Asta este de fapt. Asta se întâmplă de fapt. Asta spune Dumnezeu că se întâmplă de fapt. Domnul puterii văzduhului, diavolul, Dumnezeu lumii acestea, care inoculează și care are interesul de a prosti lumea și de a învăța lumea să trăiască în păcat, nu face decât să-i stimuleze pe oamenii aceștia să-și singuri, să, -și sta, pe singur, să -și sta pe singur groapa. Dar filozofia lumii asta este. Trăiește după cum simți, fă ce vrei, plăcere, păcat. Asta e viața. O viață ai, Trăiește o tată, da? Trăiește o tată. Dar spune despre Domnul Iisus Hristos că El a venit să nimicească pe Cel ce are puterea morții. Asta e vestea bună. Vestea rea e că suntem morți, despărțiți de Dumnezeu, că diavolul ne prostește. El e, în, în ecuația asta să știți că nu diavolul e prostul. Altcineva e, nu el. Da? El ne prostește să trăim în păcat ca să ne separe în continuare de Dumnezeu, să fim morți spiritual. Dar spune că Isus, veste bună asta e că Isus a venit să nimicească pe cel ce are puterea morții. Acum noi știi că diavolul nu i-a anihilat. Dar spune că a venit să nimicească pe cel ce are puterea morții. Prin moarte a venit să nimicească pe cel ce are puterea morții. Când a stat la crucea de la Golgota și a murit, Isus a luat de la diavol puterea morții. L-a nimicit. Cum? Păi simplu. Noi, care suntem legați într-un fel de diavol prin faptul că am păcătuit, ai păcătuit? Moarte! Da? S-a inoculat ispita, ai răspuns ispitei, ai păcătuit, ești despărțit de Dumnezeu. Diavolul a câștigat, da? Iisus Hristos și atunci El are autoritate, puterea asupra ta. Iisus Hristos a murit pentru tine sau pentru mine, ai spășit păcatul care mă punea de drept sub autoritatea Diavolului. Da? Ai spășit păcatul respectiv. Eu nu mai sunt sub autoritatea Diavolului. Ăsta este primul mod în care Domnul Isus Hristos a nimicit pe diavol sau a nimicit puterea diavolului. Ne-a cumpărat iertarea păcatelor. Așa că el nu mai are puterea asupra noastră. A doua etapă a nimicirii diavolului sau a distrugerea autorității diavolului este momentul în care... Noi ni se aplică iertarea asta a păcatelor. Noi ne naștem morți, noi trăim ca niște morți, noi trăim în păcate noastre, fiecare dintre noi. Momentul în care Dumnezeu intervine în viața noastră și ne dă viață spirituală, ne cheamă la El prin Evanghelie, ne-l dă pe Domnul Isus Hristos, da? Ne pune în relație de dragoste cu Sine, da? Ne face copiii Lui, ne înfiază la propriu, da? Pentru Sine, ăla este momentul în care am ieșit din sub autoritatea diavolului. Deci Hristos l-a nimicit pe diavolul la cruce ca câștigat legal iertarea noastră a păcatelor dar lucrul acesta trebuie aplicat în timp și spațiu oamenilor. Nu poți să că a, Iisus a murit da? ca să nimicească pe diavol". Bine. Asta e. Nu, lucrul ăla trebuie să fie aplicație. Și a treia fază a acestei nimiciri va fi la final când diavolul, lucrarea diavolului va fi distrusă total, el va fi aruncat în iazul de foc și de pucioasă pentru uh, vecii vecilor. Uh, chemarea uh, pe care ne adresează cuvântul lui Dumnezeu astăzi este ca și noi să primim această evanghelie a vieții. Pavel vorbea despre ea și spune care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a nimicit moartea și a dus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Deci lucrul pe care l-a făcut Hristos a fost să nimicească autoritatea diavolului. Dar al doilea lucru pe care spune că l-a făcut este că a aplicat acest lucru nou și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Noi oamenii suntem robi fără Hristos. Suntem robi. Suntem legați. Suntem încătușați. Și diavolul nu are o mai mare bucurie, probabil, decât ca noi să trăim în timp ce suntem încătușați cu ideea că suntem liberi. Una din, unul dintre cele mai iubite cuvinte pe pământ. Vrem libertate. Vrem să scăpăm de sisteme opresive. Orice fel de sistem opresiv. Orice fel de sistem opresiv. Și la un moment dat omul a început să-l interpreteze pe Dumnezeu ca o forță opresivă. Ca un Dumnezeu opresiv. Și omul vrea să fie liber. Biblia spune că diavolul ne face să fim robi. Eram supuși robiei toată viața noastră. Cum eram supuși robiei? Au zis, prin frica morții. Întrebarea este dacă atunci când vă uitați în jurul dumneavoastră, vi se pare că oamenii au frică de moarte. Deci textul spune așa. Omul este rob diavolului. Cum este rob diavolului? Prin frica de moarte. E frică de moarte și asta îl face rob. Și Isus a venit să i elibereze. Și ei putea să spui asta, mă, dacă stau să mă gândesc bine, eu nu, nu. Sau uitați-vă la oamenii din jurul dumneavoastră, îi vedeți așa paralizați de frica asta de moarte, merg oamenii, sorin, spune ceva, cum să scap de frica morții. Nu are niciun stres. Și dacă ai încercat să-i spui că o să moară, mă, tu știi că o să mor și că într-o zi așa vin în fața lui Dumnezeu. Vezi de treabă, unde să au dus toți acolo să mă duc și eu? Și Biblia spune că diavolul ține pe oameni robi prin frica morții. Pare să nu bată cu realitatea. Deci când te uiți, când v-ați uitat în zilele astea la toată sărbătoarea asta, la atâta lumină, bucurie, pace, cumpărături, oboseală, și așa mai departe, mâncare, sărbătoare și acum dimineața farmacia, singura sau singurele farmacii deschise, pline, cu oamenii și au medicamente pentru cât o să bea sau cât o băgut deja sau cât o mâncat sau cât o să mănânce deja. Vezi că iau cu plăsuțele de medicamente acolo. Oamenii nu par să trăiască cu frica morții. Nu că de -o, poate vine smurdu după mine de sară că am băut atâta și poate mă duce la satana. Despărțit de fața lui Dumnezeu pentru eternitate. Îi vedeți trăind așa cu teroarea asta? Totuși, Biblia spune că îți supuși robii prin frica morții toată viața lor. Haideți să procesăm puțin mai adânc lucrul acesta. Nu am luat citate că nu avem timp. Cei mai profunzi gânditori ai lumii acestea au fost oripilați și extrem de pesimiști la gândul morții. Au fost oripilați și extrem de pesimiști la gândul morții. Cei mai profunzi gânditori ai lumii acestea. Când a ajuns discuția, să vedeți, discută despre ordinea socială, care sistem politic ar fi bun, cum ar trebui noi să trăim, care ar trebui să fie scopul vieții noastre, niște filozofii excepționale din punct de vedere uman. Când ajunge la gândul morții, acolo se rupe firul. Cei mai profus gânditori. Cei mai profunzi gânditori. Pentru că toți oamenii când ajung să discute despre moarte, în inima lor, în inima tuturor acestor oameni se întâmplă ceva. Cei mai profus gânditori unele dintre cele mai luminate minți ale lumii acesteia, atunci când au ajuns în pragul morții și au putut să, să, prevadă clipa morții, unele dintre cele mai luminate minți au sfârșit în propriile chinuri, chinuiți de propriile lor gânduri cu privire la moarte și ceea ce a urmat să se întâmple în următoarele minute din viața lor. Între cele mai luminate minți ale lumii acesteia. De ce? De ce dacă oamenii n-au frică de moarte? De ce dacă oamenii aceștia au filozofat toată viața lor și au arătat ce înseamnă să trăiești și ce înseamnă moartea când au ajuns în clipa morții sorufirul? Și ei înși s-au chinuit pe ei înșiși cu propriile lor gânduri cu privire la moarte. Există persoane în viața aceasta și în lumea aceasta care își dedică toată energia, toți banii, toată viața pentru a sugruma conștiința, gândul veșniciei și dovezile existenței lui Dumnezeu. De ce? Există oameni care pulsează milioane de dolari la alte persoane care se ocupă cu lucrul ăsta. Să sugrume din mintea noastră, din conștiința noastră, că avem o conștiință, că știm ce e bine și rău, că există un Dumnezeu și că vine o zi a judecății. Există oameni plătiți pentru asta, mă înțelegeți? Plătiți foarte bine. Plătiți foarte bine. Investite zeci de milioane de dolari în conferințe, în cărți și în persoane de felul acesta. De ce? Nu există, domne, nici Dumnezeu, nici moarte, nici nimic. Lasă-i să creadă ce vor ei. De ce? Oamenii au gândul morții. Și oamenii plătesc cump ca cineva să-i convingă că nu există moarte. Sau că există moarte aceasta și că dincolo de moarte nu există Nu există moarte veșnică. Te plătesc ca să mă minți frumos. Minte-mă frumos. Scrie niște argumente bune că nu există Dumnezeu. Scrie niște argumente bune că nu o să fie ziua judecății. Scrie o carte excepțională. Dovedește cum vrei tu, cu carbon, cu telescopul care vrei tu, că nu există nimic de fapt ca să scap de frica morții, că dincolo de moarte voi da față față cu Dumnezeu. Voi da față față cu Dumnezeu. Industria farmaceutică. Industria farmaceutică. Știți că deja se face cu această industrie? Da. Ea ne ajută de multe ori când suntem bolnăviori și avem probleme. Spitale și ele sunt bune. Duceți-vă la medic când aveți probleme. Dar să fie foarte clar. Dar e multă, să știți, e foarte mult jaf care se face cu industria farmaceutică. Și știți pe ce se bazează jaful ăsta? Pe frica ta, și pe frica mea, că mă îmbolnăvesc și că s-ar putea să crăp. Și dau oricât ar fi necesar. Oricât ar fi necesar, plătesc. De ce? Că nu vreau să ajung la moarte. Uitați-vă la oameni care îmbătrânesc. Domne, nu vrea să moară. Mai sunt unii, dar puțin. Nu vrea să moară. Să ține de pământ cu gheară, îl trage moarte, el să ține. Mai vrea. Încă o zi, încă două, încă trei. Bagă pastile și dă, dacă ar avea trei pensii, le-ar da. Le-ar da. Și alții se îmbogățesc pe treaba asta, apropo. Ar da orice. Și să știți că doctorii primesc. Zice, mă, pentru liniștea lui, pentru conștiință. Dar știți că nu mai are nicio șansă. Știu. Aia el dă pensia. Noi îi dăm pastile care nu-i fac nimica. Asta este. Deci nu sănătate bună. Asta este. Omul vrea să trăiască. Omul nu vrea să moară. Are omul frica morții? Are omul frica morții. Pe asta se bazează toată industria asta, da? Oamenii fac gesturi disperate când avung în pragul morții. Și n-ar face gesturile astea disperate dacă moartea ar fi nimic pentru ei, da? Oamenii fac, fac tot ce pot pentru a-și făuri o siguranță cu privire, la viața, cu privire la viața de dincolo. De exemplu, oamenii religioși. Pe ce se bazează religiozitatea, fariseismul, legalismul? Mă duc la biserică, am dat și pomană, i-am cumpărat și sutană la preot, am mai făcut una, am mai... Știți pe ce se bazează asta? Pe frica de gândul morții. Pe frica de moarte. Că am făcut aia și cumva mă asigur pentru viața de dincolo. Legalismul, religia, este una dintre cele mai puternice industrii din lumea asta, să fie foarte clar. Pe lângă fotbal, nu știu dacă ceva mai depășește. Fotbal, medicamente și religie. Să fac atâta mari de bani. De ce să fac bani? Pentru că omul este frică de moarte. Vrei să te asiguri că atunci când vei fi în clipa morții, vrei să te asiguri că atunci vei trece bine dincolo în veșnicie? Da. Pompează, tată. Cât? Mult. E destul? Nu. Dau anul ăsta. Mă achit anul ăsta de datorie? Nu. Nici anul viitor nu. Dar până când? Până mori. Și sigur, nu știm sigur, dar tu pompează. Dacă nu, ăia care vin după tine. Și ăia o să pompeze și ei. Pe asta se bazează religia. Este o industrie, să fie foarte clar. Dați-ne nouă bani sau dați bani omului lui Dumnezeu care are harul de a vă ajuta și de a vă asigura pe voi. Pe asta se bazează. Legalismul, religiozitatea, religiile păgâne și false, chiar dacă au denumiri de creștinism. Da? Pe asta se bazează. Pe frica omului că va muri. Pe frica omului că va muri. Viața este limitată de moarte și de aceea tot ce vedeți dumneavoastră, haosul ăsta și distracția asta și dorința oamenilor de a trăi în plăceri se bazează pe aceeași lucru, pe frica de moarte. Ce s-ar întâmpla dacă vecinii mei, în loc să dănțuiască în fiecare vineri și sâmbătă seara, ar sta puțin și să zică, mă, hai să ne strângem toți într-un grup așa, să ne de 30 de ani și să ne gândim. Mă, oare e posibil să murim noi cu bolidurile astea noastre? Să dea din greșeală într-un parapet, într-un stâlp, într-un zid. Oare e posibil? Mă, ar fi posibil, că mai zi de unii care o dat. Bă, oprește dacă muzica. Bă, și ce se întâmplă dacă moare vă dintre noi? Dar dacă murim toți odată, când ne sunim toți în mașină. Oare ce se întâmplă? Dacă e unul sincer dintre ei, și ce o să spună? Dacă e unul sincer, o să ne ducem toți? Ce știu? Bă, hai să nu ne gândim la asta. Că oricum nu avem nicio șansă. Dă drumul la muzică. Hai, bagă! Distracție. Pe asta se bazează. Pe asta se bazează distracția lumii. Distracția lumii se bazează pe frica de moarte. Dacă omului nu i-ar fi frică de moarte, omul ar fi cumpătat. Omul nu poate fi cumpătat pentru că vrea să-și nece gândul acela al veșniciei. Vrea să-și distrugă conștiința, vrea să sugrume conștiința. Domnule, oricum nu avem nicio șansă. Să uităm măcar. Și Apostolul Pavel spune că oamenii fără Dumnezeu într-un fel gândesc logic în mintea lor. Dacă nu există o înviere, să mâncăm, asta scrie în Biblie, apropo, să mâncăm și să bem că mâine vom muri. Și asta este viața fără Dumnezeu. Dacă nu ai speranță dincolo de moarte, ăsta e singurul, singurul drum pe care îl ai. Dar totul se bazează pe frica morții. Și investiția una dintre cele mai mari investiții care se fac financiare în lumea în care noi trăim este investiție în industria distracției. Să distrezi pe om. Să-l faci pe om să se simtă bine. Și omul plătește scump pentru asta. Dacă îl faci, îi dai un film care îți face să se simtă bine, dacă îi dai o mâncare care îl face să se simtă bine, dacă îi dai ceva care să-l să facă să se simtă bine, ceva care să ia atenția, să ia gândurile, să se focalizeze numai pe pământul acesta. De ce ne securizăm viața atâta? De ce avem așa de multă grijă pentru trupul nostru și ne ținem sufletele în lehamite spirituale? Chiar noi pocăiți. Noi credem în Dumnezeu, noi credem în suflet, noi credem în judecată, credem că Dumnezeu nu suportă păcatul și totuși investiția noastră majoră este în pământ, este în trup. De ce? Nu vrem să murim. Noi îl iubim pe Dumnezeu, vrem să ne întâlnim cu Dumnezeu, dar nu vrem să murim. Nu vrem să murim sub nicio formă. Nici eu nu vreau să mor, apropo. Aș vrea să fiu preschimbat, da? să fiu răpiți. Toți vrem lucrul acesta. E bine dar s-ar putea ca dincolo de gândul ăsta de a nu dori să mor, ci mai degrabă să fii răpit acasă, dincolo de gândul ăsta s-ar putea să fie dorința mai bine să mai stau o leacă pe pământ, oricât de greu ar fi. Oricât de greu ar fi. Că parcă cumva în străfundul inimilor noastre mai există un al asta, dar cine știe ce o fi? Dar cine știe ce o fi? Și pentru că oamenii știu că viața aceasta este limitată, investesc tot în ea. De frica morții. Asta a venit Hristos să distrugă. Uitați-vă la o mormântare. Eu am, văzut, eu am fost la mormântări la care la propriu am fost prăbușit pe dinăuntru, în care am văzut uh, o mamă rămasă singură cu copilaș și am fost acolo și a trebuit să o predic. Într-o zi n-am putut să predic. M-am dus acolo degeaba la mormântare și n-am putut să predic. Mă, mă sfâșia imaginea respectivă. Doi copii rămași singuri, fără tată, cu o mamă. Mă distrugea gândul ăsta. De ce în viața unor oameni care n-au gândul nici ei care n-au siguranță cu privire la veșnicie, care nu știu sau știu unde să duc și știu că nu se duc în prezența lui Dumnezeu. Ce groază e acolo! Ați văzut cum se dau oamenii de ceasul morții la mormântări? Cum murlă unii dintre ei. Deci că scăpați de sub control. Stau oamenii și îi trag de acolo. Eu, am văzut, eu, nu am văzut, nu mi-aduc aminte să fi văzut și am fost la foarte multe mormântări. Mie nu-mi plac mormântările, dar am fost. Meseria, nu? Am fost la foarte multe mormântări. Eu nu am văzut credincioși făcând așa. Nu am văzut credincioși urând, ur, urlând, nu am văzut credincioși aruncându-se peste mormânt. am văzut fată tânără de 20 ceva de ani, însărcinată, bărbatul ei murit. Nu am văzut urlând și aruncându-se pe acolo, luând țărână, aruncându-și în cap, făcându-se una cu pământ. N-am văzut. Pentru că în tot evenimentul acela s-a întărit, s-a accentuat siguranța întâlnirii cu respectivul. Sau siguranța întâlnirii cu Dumnezeu sau siguranța și certitudinea că ceea ce face Dumnezeu, felul în care Dumnezeu permite sau rândul el lucrurile, e bine. Naturalismul predicat astăzi, prin evoluționism, este un alt mod de a contracara acest gând la moarte. Domne, tot ceea ce se întâmplă este un proces evolutiv normal. Cum moare câinele tău, lovi de mașină, s-ar putea la fel să mor și tu odată în tiră în tine și te-o praf. Dar nu ești tot cu nimic mai grozav decât câinele ăla. Decât că ești mai evoluat. Atâta tot. Este o specie mai evoluată, atâta tot. Moartea este un proces natural. Dar toate lucrurile acestea pe care vi le-am menționat și le-am enumerat arată că omul se teme de moarte. Și spune că Domnul Isus Hristos a venit să ia autoritatea celui care are puterea morții și a venit mai mult decât atât să ne izbăvească pe noi de această frică de moarte. A venit să ne izbovească de această frică de moarte. Robia noastră pe asta se bazează. În străfundul inimilor noastre vorbiți și cu oamenii să vedeți că așa este. Chiar dacă ei zic, dar cine știe ce o fi de, dincolo, dar cine știe ce nu știu ce, dar ce s-o întors cineva, în străfundul inimilor noastre. Știm că există Dumnezeu? Știm că suntem praf, că suntem păcătoși? Știm că nu avem nicio șansă? Știm că dacă am sta în fața unui judecător drept, am fi fără drept de apel? Știm că dacă Dumnezeu ne-ar pune numai cele 10 porunci, toți am fi vinovați, fără drept de apel, niciunul dintre noi n-ar crie și n-ar spune nimic. Niciunul. Toți știm lucrul ăsta și toți dacă întrebi un om sincer, unde domne crezi tu că meriți să te duci dacă ai sta în fața unui judecător drept care a pus o lege dreaptă înaintea ta? Și tu nu doar că n-ai căutat, n-ai vrut nici măcar când ți s-a spus care este șansa. N-ai vrut să o primești. Tu ai vrut să trăiești viața. Ce meriți? Ce ți-ar spune? Iadu! Cei mai mulți oameni ar recunoaște. Și ar ști că asta este direcția. Asta este cauza robiei omului. Omul în străfundul inimii sale are gândul ei. Dumnezeu i s-a descoperit înăuntru ca să nu se poată dezvinovăți. Legea conștiinței lui îi spune ce-i bine, îi spune ce-i rău. Dar toată viața lui să chinuie, el cu avutorul altora, să-și sugrume această conștiință. Să-și distrugă acest gând al veșnicii. Să spună, nu, poate nu o să fie ziua judecății. Nu, poate nu o să dau socoteala lui Dumnezeu. Dar Hristos a venit să rezolve problema asta. Să nu fugim ca niște șoareci. Când vine lumina lui Dumnezeu, toți să fugim. Să căutăm găuri cum să scăpăm de Dumnezeu. Nu, ci să stăm față în față cu Dumnezeu și să se rezolve corect problema asta, da? Hristos spune că a venit să izbăvească pe oamenii aceștia, pe copiii lui Dumnezeu. Asta arată că noi suntem într-o robie. Iisus nu a venit să moară doar să îl distrugă pe diavolul. Să ia autoritatea diavolului și să spună, auziți toți de aici, veste bună. Iisus a murit de la crucea de la Golgota, a murit pentru iertarea păcatelor noastre, acum singuri accesați lucrarea aceasta a mântuirii. Nu. El spune, El a venit să izbăvească. El a venit să-i libereze. El a venit să descătușeze. El a venit să ia cu mâna lui frica din sufletele noastre. Cum e el frica din sufletele noastre? Uh, va veni o zi a morții și pentru noi, da? Dacă Dumnezeu n-a rânduit să fim luați acasă, să fim răpiți. Dar va veni o zi a morții pentru fiecare dintre noi. E bine și pruncii noștri să gândească la moarte. Eu am avut cu Calvin ieri o discuție fantastică despre moarte, pentru că el m-a întrebat. Și a trebuit să-i spun. Știți cum e copiii. Dar de ce? Dar când? Dar de ce? Dar cum? Dar de ce? 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 Și discuți cu el. Și bine să discuți despre moarte, ca să-și încrederea în Hristos de mic. Bine ar fi. Bine ar fi, da? Dar cum face Hristos? Cum ia Hristos? Cum ne izbăvește de frica de moarte? Practic, cum ne izbăvește de frica de moarte azi? Păi ne izbăvește de frica de moarte, în primul rând, dacă suntem născuți din nou. Că spune Scriptura, măcar că eram morți, măcar că eram morți, despărțiți de Dumnezeu, El ne-a adus la viața împreună cu Hristos. Dacă ai fost în viață spirituală, dacă ai intrat în relație cu Dumnezeu, da? dacă ești prietenul lui Dumnezeu, ești copilul lui Dumnezeu, ești fratele lui Hristos, nu mai ai niciun motiv să-ți fie frică de moarte, că ai fost adus la viață. Odată ce ai fost despărțit de Dumnezeu, acum ești adus în relație cu Dumnezeu. Nu mai ai motiv să-ți fie frică de moarte. În al doilea rând ar trebui să nu mai ai frică de moarte, așa -ți să se ia frică de moarte, auzind cuvântul Evangheliei, care spune că nu doar nașterea din nou învierea la viață, punerea vieții lui Hristos în viața ta, da? Împăcarea ta cu Dumnezeu. Ci și justificarea noastră trebuie să ne ia frică frica de moarte. Cum? Păi spune Scriptura așa. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, spuneți dumneavoastră, are viață veșnică. Deci omul care îi cu frica morții, eu mor, îți pierdut eu dacă stau la judecată, sunt terminat și crezi în Domnul Iisus Hristos, ai viața veșnică, că ești justificat de toate păcatele tale. Ești iertat. Nu doar nașterea din nou, ci justificarea trebuie să-ți ia frica de moarte, să te elibereze. Apoi perspectiva glorificării noastre. Chiar dacă trupul nostru moare, spune Scriptura așa, că în trupul acesta a supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire. Și trupul acesta muritor, se va îmbrăca în nemurile. Atunci se va împlini cuvântul care este scris. Moartea a fost înghițită de Biruință, Lui. Moartea a fost înghițită de Biruință. Perspectiva glorificării, învierii trupurilor noastre sau schimbării trupurilor noastre ar trebui să-ți ia frica de moarte. Știi că Dumnezeu te-a pecetuit cu Duhul Sfânt, trupul tău, nu doar Sufletul tău. Este al lui Dumnezeu și Dumnezeu îți va da și ție un trup de slavă. Ți se ia frica de moarte și prin faptul că moartea pentru noi este o poartă de intrare în prezența lui Dumnezeu. Pentru noi moartea nu este o trecere neființă, o intrare într-un haos cosmic sau nu știu ce altfel de aberații ca acestea. Moartea este o poartă de intrare în prezența lui Dumnezeu. Uitați ce spunea Pavel. Că și pentru mine a trăi este Hristos și a muri. Este un câștig, nu de dragul morții. A, bea, aștept să mor. Nu. Și pentru că știa că moartea este o simplă poartă de trecere în veșnicie în prezența lui Hristos, în prezența celui care a murit pentru el, care a câștigat locul acolo, da? I-au zis, cunoștința că suntem eliberați de diavolul care are puterea morții trebuie să ne facă să, să, să nu mai fim robii lui prin gândul morții, prin frica de moarte, pentru că prin moarte se nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavol. Dacă nu mai ești a diavolului, n-ar trebui să-ți mai fie frica de moarte. Dacă nu mai asculti de diavolul, n-ar trebui să-ți mai fie frica de moarte. Dacă ești al lui Hristos, n-ar trebui să-ți mai fie frică de moarte. Diavolul cel care propagă moartea spirituală, despărțirea de Dumnezeu, Hristos e acela care dă viața din Dumnezeu. Ai trecut de, de la diavol la Hristos, trebuie să dispară fricul, frica de moarte. Pentru că suntem scăpați de moartea veșnică. Auziți ce spune Apocalipsa 26. Fericiți și sfinți sunt cei care au parte de întâia învierii. De ce? Ăștia au murit, da? Dar ne dă nouă încurajarea asta. Spune fericiți sunt oamenii aceștia. Asupra lor a doua moarte nu are nicio putere, ci vor fi preoții ai lui Dumnezeu și a lui Hristos. Asupra lor, a doua moarte nu are nicio putere. Noi scăpăm de frica de moarte pentru că știm că nu vom avea parte de moartea veșnică. Și scăpăm de frica de moarte pentru că știm că moartea va fi extirpată definitiv, total, irevocabil din împărăția lui Dumnezeu. Tot Apocalipsa 20 cu 14 spune. Și moartea și locuința morților au fost aruncați în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Moartea a fost aruncată în iazul de foc. Moartea va dispărea. Nu vom mai avea niciodată gândul la moarte, frica de moarte. Foarte simplu spus, în, în dimineața aceasta, dacă crezi în Domnul Isus Hristos, dacă crezi în lucrarea lui răscumpărătoare, dacă vii la Hristos și eu te chem să faci lucrul acesta, indiferent cine ești tu, să fii foarte clar membralitatea într-o biserică, botezul, oriunde l-ai fi făcut tu, când l-ai fi făcut tu, orice ritual religios nu te poate ajuta, nu te poate scăpa de nimic. Singurul care te poate scăpa este Isus Hristos. Isus Hristos s-a întrupat, Isus Hristos a trăit o viață fără păcat, Isus Hristos a murit la Golgota pentru iertarea păcatelor, îl primești pe Hristos, crezi în Hristos, te bazezi pe Hristos, vii la Hristos, îl iei pe Hristos pentru viața ta, pentru totdeauna, ești scăpat. N-ar trebui să mai fie frică de moarte. Asta e vestea Evangheliei simplu. Da? Asta este lucrarea pe care Hristos a făcut-o minuțios și a dat viața pentru a face lucrul acesta. Și încheie pasajul acesta, versetul 16, că și negreșit. Nu în ajutorul îngerilor vine el, ci în ajutorul seminței lui Avram. A văzut Hristos oamenii robiți de păcat, oamenii ținuți prin frică, oameni care fugeau departe de Dumnezeu, spre iad și s-a dus în recuperarea lor. Nu pentru îngeri a făcut lucrul acesta, ci a făcut lucrul acesta pentru sămânța lui Avram. Dar cine e sămânța lui Avram? Biblia spune cine să sămânța lui Avram. Înțelegeți și voi, dar că fiii lui Avram sunt cei ce au credință. Puneți în crede la un Hristos. Depinde numai de Hristos. Ce trist ar fi ca după dimineața asta fiecare slujbă să termină cu un moment de tristețe. Dar și un moment de bucurie. Bucurie pentru cei care cred ce s-a spus și un moment de profundă de tristețe pentru mine, cred și pentru toți copiii lui Dumnezeu. Dacă cineva a auzit lucrul ăsta, Dom'le, pot să nu mai am frica de moarte. Pot să nu mai trăiesc după cum vrea diavolul. Pot să mă întorc la scopul pentru care am fost creat de Dumnezeu. Pot să am siguranța vieții veșnice. Pot și eu să fiu glorificat, să merg în prezența lui Dumnezeu. Pot să știu și eu în ce direcție mă duc. Pot ca viața mea să fie schimbată. Cum? Prin Domnul Isus Hristos. Am fost invitat. Te implor să vii la Hristos, să crezi în Hristos. E singura șansă. E disponibil acum. Și tu să spui, îmi iubesc păcatul, îmi place viața mea. Nu? Vreau. Este un moment de tristețe, dar este și un moment de bucurie. Noi, ca biserică, ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze în viața fiecăruia dintre noi, să-l primim pe Domnul Hristos, să-l iubim pe Domnul Hristos și să trăim pentru toată viața cu El. El este singura noastră, singura noastră garanție, singura noastră siguranță. El este mântuirea noastră. Amin.